Doamnelor, domnilor, bună ziua! Bine v-am găsit la știri. Klaus Iohannis continuă războiul cu PSD. De la Bruxelles, șeful statului a acuzat pe socialdemocrați că s-au comportat ca la grădiniță în scandalul legii grațierii. Președintele spune și că nu se teme de o eventuală suspendare. Din 2014 se tot gândesc să mă suspende, spune Klaus Iohannis. Alina Sorocean vine cu amănuntele. Alina, bun găsit! Ce a mai declarat șeful statului? Bun găsit, șeful statului Klaus Iohannis susține că socialdemocrații și liderul PSD se comportă, citez, ca la grădiniță în privința declanșării referendumului. Este o reacție care vine de la președintele țării la puțin timp după ce, iată, am avut aseară reacția lui Liviu Dragnea legată de o declanșare a referendumului pe tema modificării codurilor penale. În același timp, menționează Klaus Iohannis că știe că PSD și-a dorit să-l suspende încă din momentul în care a câștigat mandatul de președinte, însă menționa președintele țării că nu crede că se va ajunge într-un asemenea moment. Și precizează Klaus Iohannis că nu are informații legate de faptul că cele două ordonanțe privind grațierea și amnistia vor intra în următoarele zile pe ordinea de zi a guvernului. Vom vedea așadar ce se va întâmpla. Vă reamintesc că în aceste zile președintele României se află la Strasburg, acolo unde are loc Consiliul Europei. A plecat la Strasburg alături chiar de soția sa, de Carmen Iohannis. Klaus Iohannis a criticat comportamentul PSD în scandalul referendumului pentru grațiere. PSD și Dragnea s-au comportat ca la grădiniță. Vin cu tata, vin și eu cu tata. Am un unchi, vin și eu cu un unchi mai tare. Cercul de decidenți în PSD s-a restrâns foarte mult și tinde spre unul, a spus șeful statului. Președintele Iohannis a afirmat că nu are informații că grațierea și amnistia vor fi promovate în zilele următoare prin ordonanță de urgență de guvern. În schimb, el a susținut că socialdemocrații se gândesc la suspendarea sa din funcție de la data la care a devenit președinte în 2014, dar că nu crede în declanșarea acestei proceduri. Șeful statului a apreciat și că premierul Sorin Grindeanu este un om care înțelege politica și cu care se poate discuta. Iohannis a precizat că înainte de a prezida ședința de guvern a avut o întâlnire cu premierul, pe care l-a întrebat dacă nu ar fi politicos să-l invite la această reuniune. Bucuroși de oaspeți! Bucuroși! Dacă tot am venit, nu credeți că e politicos să mă invitați la ședință? Poftiți!